Nu știu cum simțiți dumneavoastră, dar mie tare îmi place să pot da slavă bunului Dumnezeu împreună cu corul comunității. Chiar dacă nu cânt împreună cu ei, în duhul meu cânt întotdeauna. Mulțumim Domnului pentru cei care vor să aducă slavă bunului Tată Ceresc și prin cântare. În această după-amiază, în ochii dumneavoastră, în ochii mei dumneavoastră, sunteți mult mai frumoși. Probabil că v-ați mai odihnit ceva în după-amiaza aceasta. Adică sunteți ceva mai vioi decât v-am văzut aseară. Aseară, sora a mai precizat încă ceva și e precizare bună. Da. Zice și mai mulți. Să ajute Domnul să fie cât mai mulți. Mi-aduc aminte odată, stăteam de vorbă cu un frate pentecostal și a venit vorba despre bisericile noastre, despre una, despre alta. Era pastor și el. Și frate, zic, dar câți membri sunteți? Și mulți, frate. Bine, zic, dar mulți, câți suntem? Mulți, frate, și să-i mulțească Domnul, tot mai mulți, zice, tot mai mulți. N-a vrut să-mi spună numărul, a zis că Domnul să-i mulțească cât mai mult. Așa zic și eu în legătură cu vineri seară. Câți au fost aseară la noi la biserică? Frate, au fost, da? Să-i mulțească Domnul tot mai mult. În această după-amiază de sabat, așa cum cunoașteți, avem programul dedicat lucrării de binefacere și am ales să îl combin cu ceea ce avem noi vineri seara, mai ales că luna aceasta, dacă Domnul ajută, aș vrea să încheiem periplul acesta prin aceste ocazii de trezire spirituală, le-am intitulat noi, și care au a face cu ceea ce înseamnă, pe de o parte, dimineața anunțată de străjerul ceresc, dar pe de altă parte, de noaptea care pare că nu se mai termină în jurul nostru. Vine dimineața, zice străjerul ceresc, dar este tot noapte. Pentru asta, dacă vreți să întrebați, întorceți-vă, veniți iară și așa mai departe. Deci, în această după-amiază vom avea partea a doua, începutul am avut aseară, și acum vom avea o altă parte, și anume în legătură cu calea fericirii. O întrebare pe care o putem adresa străjerului ceresc în legătură cu calea fericirii. Există sau nu există? Există numai pentru unii sau există pentru toți? Există la orice vârstă sau e o vârstă de la care zici calea fericirii pentru mine s-a terminat? Există într-adevăr un secret pe care oamenii l-ar putea descoperi în legătură cu situația aceasta? Vedeți? Întrebarea aceasta nu are cum să treacă pe lângă urechile noastre. Pentru că dacă nu ne-am ocupat noi de problema aceasta, Biblia ar vorbi foarte, foarte mult de această problemă. Dacă nu ne-am ocupat noi de problema aceasta, lumea din jurul nostru vorbește foarte, foarte mult de această problemă și la un moment dat, obligatoriu, te vei simți influențat. Fie de modul în care lumea percepe fericirea și calea fericirii, fie de Dumnezeu care ni se revelează prin Sfânta Carte în legătură cu această chestiune foarte importantă. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce este fericirea? V-ați gândit vreodată? Cum ar fi să o definiți așa în câteva cuvinte? Stare de bine. O stare de bine, zice sora Doina și zice bine. Ce este? Este o stare de moment sau este o stare permanentă? De durată, Abi, da? De durată. Și durata asta cam cât ar trebui să fie ca să ne simțim noi fericiți? Cât mai mult? Cât? O zi? O lună? Un an? Și dacă sunteți fericiți toată viața și după aceea muriți, sunteți bucuroși, da? Păi, vedeți de ce se încurcă lucrurile când abordăm această chestiune? Și aceste chestiuni de ordinul acesta spiritual le abordăm în relație cu filozofia lumii în care trăim. Se complică lucrurile rău de tot, pentru că ei văd fericirea până unde? Până la groapă. De aceea aleargă oamenii aiurea și prind o grămadă de fluturași iluzorii
Și rămân în mână exact cu ce a rămas Solomon când a făcut și el analiza la spre sfârșitul vieții. Și scrie cartea Eclesiastului, de 35 de ori spune: o, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este goan după vânt, totul este deșertăciune. Ei bine, copiii lui Dumnezeu care cred în Domnul Iisus Hristos și mântuirea Lui, n-ar trebui să aibă această viziune niciodată, niciodată. Inima noastră tânjește după fericire, dar nu o fericire pe bucățele așa, o bucățică mică, și inima noastră, așa a construit-o Dumnezeu și în ființa, în lăuntru ființei noastre, Dumnezeu a pus dorul acesta după fericire. Dar ce fel de fericire? Veșnică. Veșnică, care nu se mai termină, care nu are sfârșit. Ei, lucrul acesta l-au sesizat, spuneam aseară, coloniștii americani, care atunci când au scris declarația de independență sau Constituția Statelor Unite, mai bine zis, în articolul numărul 1 au scris dreptul de a căuta fericirea, introdus în Constituția țării, alături de viață. Primul dreptul la viață, al doilea la libertate și al treilea la fericire. Urmăriți articolul acesta, că e foarte interesant. Așa cum am văzut aseară și nu o să rămân prea mult pe zona aceasta, am văzut că există această cale a fericirii, numai că se întâmplă ceva straniu. E ceva ciudat, e o lucrare străină care nu se potrivește cu cei în inima noastră. În repetate rânduri, și nu reiau ce am spus aseară, acum, dacă cineva vrea să mai vadă ce am spus și aseară, dă pe Vimeo la Bacău Centru acolo și găsește ce s-a spus și aseară, ca să putem termina și tema din seara aceasta, că altfel zăbovim prea mult într-un loc și ar fi chiar prea rău. Dar este foarte ciudat că omul, deși vede că încotro ar da, are probleme cu fericirea, găsește că Dumnezeu făgăduiește omului că poate să fie fericit. Și cu toate acestea neglijează sfatul lui Dumnezeu. Încearcă orice, dar nu cumva să ajungă la Dumnezeu. Este ciudată lucrarea aceasta, este lucrarea păcatului de aceea. Și noi nu vrem să recunoaștem anumite răspunsuri ale lui Dumnezeu pentru că nu se potrivesc cu firea noastră păcătoasă. Iar în după amiaza aceasta, deși secretul va fi unul foarte mare în legătură cu găsirea fericirii, cu calea fericirii, de intrare cu siguranță pe calea fericirii, să știți că firii noastre nu prea vine așa de bine. Dar firea noastră nu va moșteni împărăția cerului. Așa este? Și atunci, spune, ia mai rămâi tu, fire, aici cu cele pământești, că eu vreau să caut calea aceea care să mă ducă lângă Domnul Iisus Hristos pentru veșnicie. Omul care găsește această cale, aminteam și aseară și repet, devine contagios. Devine radiant. Nu poți ca să ascunzi fericirea pe care o ai. Și nu e vorba de o fericire conjuncturală. Indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta, indiferent de situația pe care o traversezi, poți să-ți pierzi vederea, scuzați-mi expresia, mi-a venit și mie așa în cap. Poți să-ți vină o situație dramatică. Fericirea aceea de durată pe care vrea să o dea Dumnezeu copiilor săi nu are sfârșit. Aseară am pus câteva ipostaze ale fericirii, și anume plăceri, distracții, bani, cer de prieteni pe aici, să opresc cei mai mulți, sau poate bucuria cunoașterii. Sunt și unii care au mare fericire și ar considera că ar fi foarte fericiți dacă ar reuși să învețe, să cunoască mai mult. Relația cu un partener, aici se oprește o anumită vârstă, deși părerea mea este că e total greșit să te oprești la 20 de ani la un partener și după aceea, după ce începi să simți plăcerea de a ține de mână, de a îmbrățișa, cum mai trece timpul, dă-i deoparte, lasă-mă, și încep ochii să umble aiurea. Și asta nu-i fericire, e o sursă de necazuri teribile. Dar mai sunt și unii care țin la relația aceasta cu totul special, și anume relația cu Dumnezeu. Fericirea este o bucurie constantă și consistentă în același timp. Și este de tipul acela platou. Platou, întindere, fără de sfârșit, nu pisc. Știți că la un pisc, da, apare o bucățică, un pisc și după aceea ce urmează? O prăpastie imens. Ei, Biblia nu vorbește despre așa ceva, despre coborâși în aceste abrupte din fericire. El ar vrea pentru cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, zice Isaia și aminteam aseară, atunci fericirea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile
mări, continuu, continuu, fără să se termine. Ea are de-a face cu împlinirea plenară a omului. Are de-a face, dacă vreți, cum am amintit, cu situațiile, oricât de dramatice ar fi, și care rămâne consistentă chiar în fața morții. De ce? Pentru că ai de-a face cu Făcătorul tău, cu Creatorul tău divin. Ei bine, din perspectiva aceasta, ce ați zice dumneavoastră de viața veșnică, care înseamnă fericire veșnică? Cum ați zice? Am putea găsi ceva mai de dorit decât viața veșnică? Pentru noi. Și ai pus în ei și gândul veșnicii. S-ar putea găsi ceva mai de dorit decât viața trăită lângă Dumnezeu, lângă Mântuitorul tău, Iisus Hristos, și sub adierea aceea permanentă și binefăcătoare a Duhului Sfânt. Nu știu în ce măsuri vom reuși să cunoaștem mai mult, dar vom cunoaște mai mult cu siguranță despre Duhul Sfânt, dar va fi acea prezență absolut binefăcătoare a Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă viață veșnică. Am putea găsi ceva mai bun decât viața veșnică? E, acum aici apare fericirea, apare secretul fericirii și începutul căii fericirii. De ce? Domnul Hristos spune că viața veșnică este rezervată doar unora. Pentru că El într-o zi va sta pe scaunul său de domnie și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Bine, nu în sensul că caprele sunt rele și oile sunt mai bune. Dar ilustrația arată că va fi o despărțire. O despărțire dramatică. Aceea care se referă la oameni. Și învățătura de acolo, de la Domnul Iisus Hristos, în Matei, capitolul 25, este foarte nepopulară. Citim, dar nu ne place. Că vor veni unii și vor zice: Domnule, Doamne, dar nu te supăra, dar nu te-am văzut niciodată. Dacă te-aș fi văzut eu pe tine, că ești sărac, că ai nevoie, că ai o problemă, păi da, Doamne, pe tine, dar te-aș fi luat și ți-aș fi făcut și ți-aș fi dat și ai de mine, mi-aș fi dat și viața pentru tine. Și Mântuitorul spune: ori de câte ori aceste lucruri nu le-ați făcut unora dintre frații mei cu care m-am identificat, că eu am venit în lumea aceasta să mor pentru fiecare ființă care s-a născut sau s-ar fi născut pe pământul acesta. Iar celorlalți, ce le va spune? Ori de câte veniți, binecuvântați Tatălui meu, pentru că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, cui? Doamne, dar când am făcut? Ei, știu eu că voi ați adoptat stilul meu de viață, stilul Domnului Iisus Hristos, care așa făcea. Un bărbat de mare valoare, am mai vorbit despre el și îmi face plăcere să mă refer la el de fiecare dată când am ocazie, savant și filozof, dar un bun creștin, Blaise Pascal, a avut o experiență cu totul specială. Din adolescență a rămas cu niște sechele de tuberculoză îngrozitoare, niște dureri cumplite, o tuberculoză osoasă. A murit numai la aproape 40 de ani, 39 de ani și ceva. Și în ultimii ani de viață a fost pironit pe pat. Mai scria pe bucățele de hârtie, ce se numește adunarea aceea de gânduri, de meditații, în cugetări. Le găsiți lucrurile acestea, cine este interesat. Nu poți să nu vezi, poate să nu te uimească când știi prin ce trăia și unde era condiția în care îți găsea, exuberanța cu care scrie, bucuria cu care el vorbește despre Domnul Hristos, despre relația omului cu Mântuitorul său, despre bucuria de a fi mântuit. El, nenorocitul acesta, care uneori nu avea pe cele drepte și mai scria și pe cerceavă, au fost găsite însemnări de ale lui chiar pe cerceavă, ca să nu piardă anumite gânduri. Ei, omul acesta era fericit și la un moment dat, era fericit datorită lui Dumnezeu și la un moment dat face o declarație. Ce voi știți că nu bogații sunt fericiți. Știți expresia aceasta, nu? Ci fericiții sunt bogații. Ceea ce înseamnă că omul acesta a gândit foarte corect și a spus: trebuie să pun boi înaintea carului dacă vreau să înaintez. Noi facem invers. Hai să mai luăm un exemplu. Mărturiile hughenoților. Vă aduceți aminte de
protestanții din Franța și înflorirea extraordinară a Franței în timpul lui Henric al IV-lea, care a dat un edict din acesta de libertate religioasă, cum n-a mai fost, numai că s-au supărat, mă rog, elita catolică și au făcut presiuni enorme, ăsta a abjurat până la urmă, iar regele Soare, Ludovic al XIV-lea, abdică, sau mai bine zis, revocă edictul acesta de la Nantes, în 1685, și a fost un dezastru pentru Franța. Sute de mii au luat calea exilului, dar pe unii dintre conducătorii au prins. Și au chinuit și i-au pus la galere, acolo pe viață, legați în lanțuri și care se tragă la corăbiile împăratului. Unii dintre cei care așteptau ca să-i libereze locurile celor care mureau, era ținut pe o coastă într-o temniță mizeră acolo și a fost găsit jurnalul unui învățat hughenot, nu îi se dă numele, dar el a ținut un jurnal și se găsesc niște pagini emoționante în jurnalul acesta și el spune, în fiecare dimineață, înainte de a mă trezi de-a binelea, primul meu gând este ca Mântuitorul să-mi vorbească și pentru astăzi. Și spune el, când sunt împreună cu Mântuitorul meu, este atât de bine, încât poate nu o să mă crede, scrie el, dar în ceasul acela sunt cu adevărat fericit. În contrast total cu această experiență, haideți să vă mai povestesc una care a fost publicată prin ziarele noastre. William Post, un bucătar, șef de salon prin Philadelphia, prin America, și-a crezut toată viața într-un principiu care zice că nu banii aduc fericirea și numărul lor, dacă ai mulți, mulți. Da? L-ați auzit și dumneavoastră în România? Eu l-am auzit de multe ori. Eram tânăr și încă se vorbea de pe atunci. Ei bine, băiatul acesta, nu numai că avea filozofia aceasta, de aia a surâs soarta. Și a câștigat, a fost anunțat și, domnule, ești câștigătorul marelui premiu. 16,2 milioane de dolari. Era ceva sumă. El a simțit că devine zeu, un fel de semizeu acum, parcă ar fi primit viața veșnică. Dumneavoastră, cum v-ați simțit dacă ați primit suma asta? Ce-ați face cu ei? Ați deveni așa un fel de semizei, un fel de... V-ați gândit vreodată? Sora mai spune de câteva ori, și dacă aș avea 1 milion de dolari, dar știți la ce se gândea ea? Se gândea ca să acopere nevoile la o mulțime de oameni care erau așa de necăjiți, așa de nefericiți. E bine, într-un singur an, omul acesta reușește următoarele performanțe. O fostă concubină l-a băgat la tribunal și a luat o groază de bani, plătind cu avocați, nedrept, mă rog, nu știu ce, dar aia a stors o groază de bani. Proprietăreasa pentru niște chipurile, că n-a plătit, că nu știu ce, că s-a înțeles altfel, n-a apucat să facă niște ertii și au făcut un proces și au dat o treime din bani. Iar la urmă rămâne cu 1 milion datorii din cele 16 milioane și ceva. Și povestea continuă. În 8 ani de zile, fratele lui a fost condamnat pentru tentativă de omor. A vrut să-l omoare pe frațul ca să ia avere, că îi rămânea lui, era singurul lui frate. Da. A fost condamnat pentru violență, că omul care are bani este și violent la gură. Mai ales la gură. Uneori este violent și altfel. Datorii a făcut vreo 5 milioane cu taxe, cu avocații, cu, mă rog, și ajunge alimentar, așa să soție îl părăsește și l-a lăsat gol de tot cu ce mai avea. Iar în cele din urmă ajunge să trăiască din ajutorul social. La americanii mare, la noi cât e? 400-300 de lei la dânsii în dolari. Da. Și el concluzionează. Știi ce spune omul acesta? Și zice, bine, i-a venit mintea la cap. I-a venit ca Nebucadnețar. După ce a mâncat paie și iarbă și a stat în așa, i-a venit mintea la cap și s-a uitat la cer și a zis, Doamne, dacă mă uitam eu la tine, eram fericit, dar acum, mă rog, banii, i-a venit mintea la cap și fiți atenți ce spune, banii sunt ca mierea, adună muștele. Aș fi vrut să nu-i câștig niciodată, spune el, niciodată. Și acum haideți să... Iar în 2006 moare singur, părăsit de tot și fără, n-a lăsat nimic în urmă. E bine, un alt exemplu acum.
ca să oscilăm așa, între cele două părți putem trage concluzii. Robert Rhee, profesor de limbă latină de liceu. Pasiunea lui însă era lucrarea misionară. A fost de vreo 5 ori în Africa și în Asia și în alte țări din lumea a treia, unde a condus acțiuni de binefacere în primul rând. El avea o dizabilitate evidentă și foarte pronunțată și făcea binefacere la oamenii care erau ca el sau poate unii, poate un pic mai bine ca el. Dar le predica și Evanghelia. Iar acasă la el era animatorul tineretului ca Florin al nostru. El îi anima pe tineri acasă. Profesorul de latină, da. Misionar de 5 ori și animator de tinere, cum am zis. Era un om de viață, îi plăcea și în notul, trebuia să note cu cineva pentru că era o problemă când se băga în apă, era handicapat din naștere. O parte din creierul lui a fost afectat și era deplasat de alții cu căruciorul, dar era îndrăgit și de copii și de adolescenți, mai mulți decât tot ceilalți. Și fiți atenți ce spune omul acesta. În jurnalul personal ce scrie omul acesta. Spre deosebire de William Post. Uitați-vă. Din el radiază așa fericire, o fericire autentică și scrie în jurnal: Tatăl meu ceresc, îți mulțumesc pentru îndurarea ta, nu mă plâng de nimic pentru că mi-ai dat tot ce îmi trebuie pentru fericire. Asta el n-a spus-o într-o predică, hai să mai dea și el mare într-o predică, știi? Cum mai sunt unii care își aduc elevata și înalta lor personalitate în fața bisericii și arată cât de grozavi sunt ei. Nu, eu nu faci treaba asta. Scrie și el într-un jurnal acolo al lui, în care căuta din când în când să vadă gândurile prin care el preamărește pe Dumnezeu. Da. Și vedeți, pornind de la aceasta, știți că există și un index al fericirii, sunt convins că l-a citit, a apărut și anul acesta, eu am lăsat unul din mai vechi, din mai de mult, dar este. Cei mai fericiți oameni, când au fost întrebați, se consideră ea din Venezuela. Știți că pe Maduro ăla vreau să-l aranjeze, să-l trăiesc într-o criză îngrozitoare și au armata pe ei. O țară săracă, vitrejită de inundație și de, mă rog, câștigă pâinea cu palmele. Apoi Anglia, Belgia, sunt oameni mai robuști în privința aceasta, Filipinele, Statele Unite după Filipine. Filipinezii aia care... Da. Franța, Austria, Canada, Bangladesh, Spania, Italia, stați să vedeți de ce vă spun treaba aceasta. Ungaria scade dramatic, aproape la jumătate, numai că România se află la, unde? 23%. Dar de ce? Aproape de Armenia, care are 14%. Grecia, Rusia, cam pe aici, Ucraina, 2% numai. Moldova, de peste Prut. Bulgaria, Bulgaria. De ce? Nu cumva e o problemă și religioasă aici? Țările acestea de ce sunt? În ce zonă sunt? În ce sferă de religie sunt? Nu vi se pare interesant? Dacă noi suntem dreapta credință de mii de ani, de ce batem la porțile protestanților din America și din răsărit? Care-i secretul? Că dacă ar fi să luăm bogățiile țărilor acestora, sunt cele mai mari. Dacă România ar fi gestionată corect din punct de vedere al bogăției, n-ar fi nicio altă țară mai bogată în Europa. Absolut niciuna. Începând de la uraniu și terminând cu petrolul și cu ce vreți dumneavoastră. Ca să nu mai vorbesc de inteligența nativă a poporului român. Ce l-a stricat? Ce l-a scos în afara sferei de fericire? Nu cumva o filozofie nepotrivită? Nu cumva faptul că au abdicat de la cuvântul lui Dumnezeu care te învață un anume fel și au apucat niște tradiții care n-au nicio legătură cu ceea ce simte inima omului? Aici e vorba de educație, în primul rând, frații mei. Sunt o mulțime de lucruri. De asta am pus lucrul acesta să-l vedem, pe care oamenii aceștia l-au adoptat și care n-au nicio bază biblică, dar conducătorii vor să țină în obscurantism și în supunere un popor cu niște povești ale lor, făcând tot felul de lucruri cu canoane și cu tot felul de obiceiuri. N-ai voie să fii fericit. Trebuie să te târăști pe coate și pe genunchi, prin noroi și să dai cu capul mereu și mereu, că altfel e rău de tot. Pe de altă parte, BBC-ul mai spunea că bunăstarea Occidentului n-a reușit să-i facă pe oameni mai fericiți, se referă la bunăstarea materială. Iar un autor de romane științifico-fantastice, da, e foarte cunoscut, el spunea,
Nu găsesc pacea, viața mea a ajuns la capătul funii. Dar de ce, măi, că doar ai avut glorie și ai avut o grămadă de lucruri și are o casă, milioane, da? Ca să mai zic de Lord Byron, o figură excentrică a secolului XIX, care scrie, are un talent înnăscut, scrie extraordinar și spune: zilele mele sunt ca frunzele veștede, florile și fructele s-au dus, partea mea e vermele și caria și doliu și gata. Măi, frate, dar ăsta a fost mare. Ce s-a întâmplat cu el? Ca să nu mai vorbesc de unul dintre primii milionari al lumii. Presupun, zicea el, că sunt cel mai mizerabil om de pe pământ. Dar cum să fie așa ceva? Dacă banii aduc fericirea? Sau Contele d'Israele. Merită citită biografia acestui om. E foarte interesant. Mai ales căsătoria. Tinerii să o citească. Și tinerețea o greșeală, maturitatea o luptă, iar bătrânețea un regret, zice omul acesta, unul din cei mai mari prim-miniștri pe care i-a avut Anglia pe timpul reginei Victorie. Da? La sfârșitul veții concluziona, iată, în felul acesta. Iar Richard Laird, într-o carte despre fericire, intitulată Lecții din noua știință, face o afirmație foarte importantă pe care vreau să o avem în vedere. Satisfacția vieții nu-i tot una cu fericirea, zice el. Pentru că fericirea nu este o funcție biologică. Nu e o funcție biologică. Adică dacă mi-e sete, beau apă și sunt fericit, da, am băut o satisfacție biologică, dar nu-i fericirea aceasta. Fericirea este altceva. Occidentul evaluează fericirea după venit, după casă, după proprietăți și nu prea are legătură cu ceea ce înseamnă cu adevărat fericirea. Și s-au făcut mai multe emisiuni. O să ne referim la una a BBC-ului, Formula Fericirii, ținut 2 ani de zile, da? Un serial de 6 dezbateri la care au fost invitați savanți, academicieni, profesori, filozofi, mărimile națiunii, ca să se pronunțe în legătură cu secretul fericirii. Iar când s-a tras linia, s-au articulat 3 factori a fericirii la care vreau să mă opresc în această după-amiază. 3 ingrediente, dar toate sunt de ordin spiritual. Și Universitatea Duke, ați văzut aseară, da? Ei au avut o factor, da? Dar aici s-au constrâns la 3 factori. Și haideți să vedem ca să descoperim cu adevărat secretul fericirii și nimeni de aici să nu plece în seara aceasta fără să știe că a găsit secretul de pe calea fericirii. Și hai să mai spun ceva, anticipez, ca să nu uit. Iar dacă repet, va fi foarte bine. Nu căutați în altă parte. În afară de ceea ce spune Dumnezeu, fericirea nu există. Cum nu există viața veșnică în afară de ceea ce spune Dumnezeu. Factorul 1. Familia și prietenii. Omul are nevoie de seme. Omul are nevoie de familie. Omul are nevoie să iubească și să știe că este iubit. Să comunice, fără teama de a fi judecat. Să comunice ca între prieteni. Da? Și în acest domeniu se constată că cei între căsătoriți și burlaci, la cei căsătoriți se adaugă, la modul gros, vorbind, 7 ani de viață. Așa că, dragi tineri, aveți grijă, gândiți-vă la căsătorii în mod serios. Iar unul dintre invitați spunea, a fi de folos cuiva, chiar dacă este din casa ta, acesta e scopul vieții, acesta e secretul fericirii. Pentru o femeie ceva mai puțin, ele sunt mai sentimentale. Este o istorie pe care am pus-o aici, vreau să trec George Manson. Vreau singur, el era un egoist, probabil că știți istoria lui, că e cunoscută, pe la 45 de ani, că era burlac, nu se căsătorea, că femeia e scump de întreținut. Și costă mult, dar nu se căsătorea. Era patron mare, avea o grămadă de bani, dar nu se căsătorea, că femeia e scumpă. Și fratele lui îl chema de sărbători, mă, vino și tu ca să sărbătorim împreună, ești fratele meu, ăsta n-avea chiar așa de mult, avea un copil, era căsătorit, dar nu vrea să meargă. Și în jurnalul lui s-a găsit scris, nu mergea că îl deranja nepotul, îl deranja tare, pentru că nu se putea duce cu mâna goală, trebuia să meargă cu un cadou. Da, nepotul lui de 5 ani. Și era așa de nesimțit, zice el, nepotul ăsta, că dacă nu-i ducea ceva, zice, te facea de râs, îți cerea în gura mare față cu ceilalți. Și într-o zi,
la Crăciun, când să meargă la Crăciun, să plece acasă, o lăsa și-o trecut tot și el s-a gândit, a mai zăbovit puțin pe acolo ca patronii și a intrat în camera ce unde avea toate valorile, în camera cu bani, ca să-și mai ia ceva bani, numai că ușa a fost lăsată întredeschisă, a suflat cumva vânt sau și s-a întâmplat și odată s-a făcut cranț, s-a stins lumina, a rămas în întuneric, închis în camera valorilor. S-a gândit el, aici mi-i sfârșit, mă, ce moarte. Și a petrecut-o acolo, a găsit o găurice pe undeva unde se poate respira, dar vă dați seama cam cum a stat el acolo, închis. Și acolo i-a început să-i vină mintea la cap. Cu sudoarea curgându-i pe frunte, a început să-i vină mintea la cap. Se gândea că va muri asfixiat și câte imagini nu și-au făcut, dar până la urmă a venit luni dimineață și a intrat cel care avea cheie de acolo. El a pândit momentul, a ieșit, s-a îmbrăcat repede și a tuns-o acasă și a luat o bucată de irtiș și a scris repede să nu uite. A fi de folos cuiva, iată scopul vieții, aceasta este secretul fericirii. Credeți? Nu prea era el așa credincios, dar și-o dat seama după ce a dat cu cap. Al doilea factor, îl voi introduce printr-o întâmplare din cel de-al doilea război mondial. Războiul din Pacific, cumplit a fost, a avut câteva fronturi fierbinți, unul dintre punctele dramatice a fost și bătălia de pe insula Okinawa. O localitate, și Mabuku, mă rog, ziceți cum vreți, că nu știu cum se pronunță în japonez exact, puțin locuitori, vreo mii de localnici, dar ei au lansat câteva mortiere și după aceea au început să înainteze, cum înaintează armata, ca să preia primăria, poliția, ce mai era pe acolo, ca să ia, mă rog, în primire și să considere că e teritoriul lor. Numai că în mijlocul drumului, ofițerul care conducea operațiunile a zărit doi oameni, doi bărbați japonezi îmbrăcați în civil și cu mâna pe trăgă, stai că trag, stai că nu știu ce, au înaintat și ăștia, cei doi, era primarul satului și al doilea era învățătorul. Le dă și numele, că e poveste adevărată. Și în mâine aveau câte o carte, amândoi, două cărți. Și o arătau în fața ofițerului, prieten, friend, nu știa foarte mult, dar Biblia, creștin, da. Le arăta și ăștia, să uităm, și cu ăștia, Biblia, ce? Și încet, încet au descoperit istoria. Că niște misionari au coborât de pe un avion care a avut de pe un vapor care a avut o defecțiune, care mergea undeva cu ani în urmă, mergea cu probleme economice, mă rog. Și oamenii aceștia au vorbit. Un misionar, ce faci misionarul când are pe cineva de vorbit? Vorbește despre Biblie și eventual are ceva în buzunar, o cărțulie, o Biblie și a lăsat și el două Biblii acolo. Oamenii au început să o citească și au descoperit ce aici nu auziseră niciodată. Și învățătorul și primarul și acesta. Și au zis, domnule, noi trebuie să facem așa cum scrie în cartea asta. Și au făcut curățenie, și au făcut cutare, și au început să mănânce ce trebuie. Și a spus, bă, dar nu mâncăm toate șudățenile pământului, nu se mănâncă toate. Uite, Dumnezeu ne-a creat, fii atent. Și au schimbat radical satul. Da. Iar oamenii aceștia aveau și o viață spirituală foarte interesantă și la un moment dat au spus, noi suntem prieteni, puteau să spună oricui, și străinilor, și americanilor, și la toți. N-aveau dușmani. Puteau să spună și dușmanilor lucrul acesta. Credința în Dumnezeu, frați și surori, este foarte importantă din punct de vedere al fericirii și s-a făcut un chestionar nominal pe 100 de personalități nereligioase, oameni care nu aveau treabă neapărat cu religia și dacă ai fi condamnat la 3 ani închisoare, mai cunoașteți lucrul acesta și vi s-ar da voie să luați doar 3 cărți, care le-ați luat în ordine? Și știți ce au răspuns? 98 dintr-o 100. Fără să li se sugereze. Știți ce au spus? Aș lua? Aș lua Biblia. De ce? Dacă ei nu aveau treabă cu religie, de ce să iei Biblia? De ce să iei Biblia? Că nu s-a afirmat că sunt creștini. O parte dintre ei chiar erau agnostici sau atei. De ce să iei Biblia? Pentru că omul intuitiv simte că undeva trebuie să existe ceva. Trebuie să existe o cale care te poate susține în momentele cele mai dificile și mai grele. Iar iată Dennis Prager,
un vestit jurnalist spunea, secretul fericirii este mulțumirea. Oamenii fericiți sunt mulțumiți și recunoscători cu ceea ce au. Cum spunea Apostolul Pavel, el a citit probabil, da? Mulțumiți-vă cu ce aveți, că și el însuși a zis, nici de cum n-am să te las. Ce nemulțumiți? Dacă nu ești mulțumit, vei fi vreodată fericit? Niciodată. Niciodată. Oamenii mulțumiți sunt fericiți și recunoscători pentru ceea ce au. Cu oarecare umor, un altul spunea un lucru și anume, fii recunoscător pentru... Ați găsit lucrurile acestea, eu l-am primit și eu pe internet, e ceva mai lung, eu am pus numai câteva de aici. Ce fii recunoscător pentru taxele mari, înseamnă că, dacă plătești mult la stat, ajungi un serviciu bun. Fii mulțumit dacă îți cade tencuiala, chiar dacă îți cade în cap. Înseamnă că ai o casă, timp ce alții n-au. Fii mulțumit, fii recunoscător pentru grevada de rufe murdare. Înseamnă că nu ești chiar singur dacă se face grămada mare. Mai ai pe cei lângă, pe lângă tine. Și fii mulțumit de oboseala din trup în fiecare seară. Sunt obosit, trup de oboseală. Înseamnă că ai fost productiv, înseamnă că ești bine, da? Omul care crede că destinul său este mâna bunului Dumnezeu gătește motive de mulțumire în orice situație. Și aș trece și la factorul al treilea, care lipsește românilor. Dar românii cântă cântarea aceasta. Cântarea aceasta știți că se cântă și la neoprotestanți, se cântă și la ortodoxi. Am auzit-o cântată foarte frumos la oastea Domnului. Ce frumos o cântă! Deci ei au cântarea aceasta, dar secretul le lipsește în legătură cu calea fericirii. Dumneavoastră știți cântarea aceasta? Puțin? Știe... Simita, ne ajuți un pic? Te rog, ia să vedem. Puțin știu ce e iubirea, dar toți vor să fie iubiți. Aleargă și caută-ntruna, dar sună tot mai nefericiți. Iubirea totuși e foarte aproape, ea se revarsă de la Hristos prin inima ta. Zadarnic o aștept din altă parte, iubim pe semeni, o vei afla. Mulțumesc! Știți să cântați frumos, da. Dar trebuie să și înțelegeți secretul de aici. Fericirea e foarte aproape. Unde? La tine sau la altul? Ține de tine sau ține de altul? Ține de modul în care te raportezi la altul. Bernard Rimbland a făcut, e mare omul acesta, îl veți găsi dacă căutați, Institutul pentru Comportamentul Copilului. Și a propus un test, o listă cu, zice, faceți, erau, mă rog, mai mulți oameni, a propus un test și anume, o listă cu 10 oameni foarte bine cunoscuți pentru tine, și spune, marcați, fericit, nefericit. Și mai completați încă un lucru. Egoist, neegoist. Care credeți că a fost rezultatul? Invariabil. Că avem de-a face acum cu factorul al treilea. Câți dintre cei marcați credeți că erau scris acolo fericit și egoist? Da, au fost unii care au scris, dar e un procentaj atât de mic încât apare insignifiant în testul care a fost făcut. Dacă vrei să fii nefericit, fii egoist. Domnul Iisus Hristos vorbește despre lepădarea de sine, vorbește de iubirea de aproapele, întotdeauna așa de frumos. El a notat egoismul acesta ca tendință stabilă de a-și devota timpul și energia propriului interes fără a produce inconvenienți pentru alții. Adică n-a vrut să spună din punct de vedere
biblic. Și el, omul acesta, apoi mai trage o concluzie și spune: oamenii cei mai fericiți sunt cei care ajută cel mai mult pe altul. E binefacerea asta sau nu e binefacere? 100%. Și nu numai atât. El mai spune ceva în legătură cu ajutorarea celor din jur, care e factorul al treilea. Zice el, fericirea este direct proporțională cu binele pe care un om este dispus să-l facă pentru semenii săi. Aceasta este și ideea Bibliei. Iar Cliff Dachterman e un umorist, el spune lucrurile șegalnic așa, dar ajunge la aceeași concluzie. Dacă vrei să fii fericit o oră, știi ce spune? Tragi un pui de somn. De asta, după amiază, eu m-am văzut mai fericit pe dumneavoastră. Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o vacanță, du-te la munte, sau la mare. Dacă vrei să fii fericit o lună, zice o prostie, ia-ți o parteneră de companie. Dacă vrei, e umorist care, mă rog, face glume din astea, unele nesărate, și asta e nesărat. Zice, dacă vrei să fii fericit un an, moștenește o avere. Caută și tu o avere și moștenește o avere. Și un an de zile, sigur, ești fericit ca William Post. Da? Că după aceea intră la belele, sigur, și plătești diferențe. Zici, dar dacă vrei să fii fericit o viață, ce credeți că spune? Mă, apuc-te și ajută pe alții. Până acum n-am citit din Biblie, da? N-am citit din Spiritul Profetic. Am citit savanți, oameni de renume, am dat, mă rog, nume mari. Haideți să mai dau încă un nume mare și după aceea ne vom opri la concluzii. O poveste adevărată, pentru a trage concluzia. Fata asta, zice, a fost odată o prințesă, așa începe poveștile frumoase. O fată foarte frumoasă, crescută într-un castel din regatul Austro-Ungarii, prințesa se numea Marion Mill. Se zice că atâta de tare țineau părinții la acest singur copil, la acest singur odor, încât i-au comandat în mod special tacâmuri care să fie aurite. Ea nu mânca din orice fel de farfurie, era farfurie aurită frumoasă. Da. Au dat-o la cea mai bună școală, era condusă de măicuțele catolice care au învățat-o manierele elegante, limbii străine, eticheta, buna cuviință. Avea o memorie strălucită, o voce încântătoare, știa să cânte și la pian. Și avea la tinerețea ei la o mlădiere naturală. Era imposibil să o vezi și să nu fie încântat de proporțiile bine aranjate, da? Și toți o întrebau care vedeau, ce vrei să te faci când vei fi mare? Ce vrei să te faci? Actriță? Pe atunci Hollywood-ul începuse, da, sau cinematograful, mai bine zis, începuse activitate, iar Hollywood era Eldorado pentru toți visătorii și foarte atrăgător. Marion face conservatorul de artă dramatică, mă rog, și acolo întâlnește pe cine? Otto Preminger. Era prin, deci care trăiește 1905-1986. Așa, asta era frumos, inteligent, cu posibilități mari, fermecător și dragoste la prima vedere, s-au văzut, s-au atras, mă rog, visuri comune, să meargă actori la Hollywood, nuntă ca în povești și pleacă. Pleacă în Statele Unite. Numai că acolo omul acesta al ei, care l-a luat, după o perioadă de timp, avea foarte mare grijă de mersurile companiei, de treburile de acolo. Și dacă citiți despre Preminger ăsta, veți găsi o grămadă de lucruri interesante. O an de zile, zeci de ani, Hollywood a fost marcat de personalitatea acestui om. Numai că aceste activități i-au umbrit cariera lui Marion. Și fata, pentru că nu mai aveau timp de părtășii în comun, nu-i mai dădea roluri importante, s-a apucat și ea să facă ca soțul ei, care începuse să umble aiurea. Da? Numai că asta a condus-o la o stare îngrozitoare și anume nu mai putea ieși din starea aceasta mustrată de conștiință decât aruncându-se în alcool. Și a început să bea și era praf se făcea.
sănătatea a început să se ducă, frumusețea a început să pălească, a încercat să sinucidă de vreo 3 ori, dar n-a reușit, mă rog. A ajuns într-o stare îngrozitoare, încât nici nu mai putea merge dacă era ajutată de cineva. E bine, premângări cu amantele lui și ce mai avea pe acolo, a făcut o pachet și a trimis-o la rubedenile ei acasă. Aici, închisă între 4 pereți, uneori trebuia să meargă la plimbare și era însoțită de cineva care o mai ducea cu un cărucior, că nu o să putea mișca, atâta era de șubre de la sănătate. Și își mai amintea doar că a fost odată o prințesă mică. Iar într-o zi, prin anii 1950, s-a întâmplat ceva. Fata aceasta, Marisan, aude, discutând pe mătușile ei, care avea grijă de ea pe acolo, aude că se pregăteau să meargă la o serată sau ceva de felul acesta, că vine un misionar din Africa și o să povestească niște lucruri foarte interesante. Luați-mă și pe mine, vă rog frumos, vă rog frumos, luați-mă și pe mine. Asta spune, dar cum să te ducem noi acolo? Luați-mă și pe mine. Și-au luat-o. Știi cine era misionarul? Albert Schweitzer. Unul din cei mai mari ugandezi pe care i-a dat lumea aceasta, care a avut și doctorat în filozofie, mă rog, a devenit medic doar ca să ajute pe oamenii care trec prin încercările cumplite ale leprei. Și în timpul celui de-al primul război mondial s-a dus în Africa, unde a înființat leprozăria de la Lambarene, din Gabon. Acolo veneau și îi trata, îi ajuta, unii dintre ei săracii mureau, dar li se predica Evanghelia. Aici la conferință a venit numai lume bună. Pentru că intenția lui, venind în Europa, era nu doar să cânte la orgă și să le pună experiențe de acolo, ci să câștige fonduri ca să poată ajuta pe nenorociții aceia de acolo. Și pentru donațiile acestea, omul a făcut un anumit show acolo. La urmă, fata a spus, vă rog frumos, duceți-mă lângă Schweitzer, vreau să-l întreb ceva. Bă, dar nu se poate cum să te duci. Vreau numai decât să vorbesc cu doctorul. Vă rog frumos, mă lăsați să mă duci să aproape. Și când a ajuns la Dumnezeu, a spus, domnul doctor, vă rog frumos să mă luați și pe mine în Africa, vreau să ajut și eu acolo la leprozeria dumneavoastră, vreau să ajut și eu să fac ceva pentru leproși. Cine ar fi luat o femeie ca ea, cu căruțul, căriciorul acela pentru invalizmi, tremurătoare, bolnavă, în locurile acelea care erau pentru oameni puternici, erau foarte dificile, nu? Și spre mirarea tuturor, Albert Schweitzer, un om cu mare, un spirit de pătrundere, s-a uitat la ea. Dar tu ce ai fost? Te-a spus în câteva cuvinte despre ce e vorba și am spus, cu siguranță te iau, plecăm în data de, și au plecat. 4 ani de zile femeia aceasta a început să lucreze în condițiile cele mai dramatice între leproși. Și știți ce s-a întâmplat? Spuneți dumneavoastră de acum. Sănătatea a început să-i se refacă? A început să îndrepte, a început să meargă fără niciun ajutor? Și femeia aceasta se îndrăvenește, se vindecă pe deplin, nu mai gustă alcool, cunoaște Evanghelia. Când a început să slujească pe oamenii aceștia, de care nimeni nu avea nevoie și de care nimeni nu s-ar fi atins. Iată-o aici, o puteți vedea, într-o fotografie reală, pe Marion Hemil, aducătoare de nădejde între cei pe care nimeni nu-i mai băga în seamă, împreună cu Albert. Ea este aici, da? La o anumită conferință. Și în 1966 se stingea din viață, dar în 1965 publică o carte. Cartea este, titlul acesta în engleză de aici, și anume Tot ce am vrut e totul. Și ea face o declarație, după ce acceptă pe Dumnezeu și se dedică în slujirea semenilor, face o declarație și ea spune așa, într-un interviu, interviul acesta a fost luat din revista Time și îl găsiți, dacă căutați în 66, găsiți. Asta e chiar poza de pe revista Time, da? Revista săptămânală, un magazin de news magazine, da? Este chiar revista aceasta, de acolo am luat-o, o găsiți și dumneavoastră. Și ea spune, sunt doar 2 categorii de oameni. Auziți, doar 2 categorii de oameni, spune fata asta după ce a trecut o dramă, un film întreg să faci în legătură cu asta. 2 categorii. Cei care slujesc și... Și care? Cei care slujesc și cei care sunt slujiți? Nu. Cei care slujesc și cei care nu slujesc, ăștia-s toți. Care-s fericiți? Și ea spune un lucru.
Mulțumesc lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că m-a ajutat să găsesc slujirea. M-a ajutat să găsesc slujirea. Și slujind, am găsit calea fericirii. Am găsit totul. Frați și surori, secretul acesta Biblia spunea de multă vreme. Dar oamenii sunt prea preocupați. Am ales ca să aduc exemplele acestea, învârtindu-le prin exemple pozitive și negative, pentru că noi suntem așa fel construiți, ne construiește și ne modelează societatea de astăzi, încât dacă vine ceva din Biblie strict și venim așa, strâmbăm din nas. Că aș fi putut deschide Biblia direct la Matei 25, sau mai sunt și alte locuri, și să spun acolo, dar am mai auzit de asta, am mai auzit. Dumnezeu vorbea de mult omului, este creatorul nostru. Carte din Proverbe. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul benefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Ascultați ce frumos vorbește Sora White în Calea către Hristos. Bucuria Mântuitorului nostru constă în înălțare și răscumpărare celor căzuți în păcat. Chiar și îngerii sunt întotdeauna angajați în a lucra pentru fericirea altora. Aceasta e bucuria lor. Cei cu inimile egoiste ar socoti drept un serviciu umilitor acela de a sluji celor care sunt nenorociți și din toate punctele de vedere inferior în caracter și rang. Dar aceasta este lucrarea îngerilor fără de păcat. Spiritul iubirii Domnului Hristos care se jertfește pe sine este spiritul care cuprinde întreg cerul. Vrei să ajungi în cer? Nu căuta altă cale. Calea fericirii începe de aici și are niște repere foarte exact. Le-au descoperit oamenii fără de Dumnezeu. Iar oamenii lui Dumnezeu, dacă nu le vor descoperi, nu vor fi niciodată acolo. N-au cum. Le descoperă păgânii. Le descoperă oamenii care n-au auzit despre Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu să rămână în urmă la acest capitol, frați și surori. Mereu și mereu să ne plângem că fondul de la binefacere este cel mai mic fond posibil pe care îl are biserica? E o problemă. Spiritul Domnului Iisus Hristos, care se jertfește pe sine, este spiritul care cuprinde întreg cerul și care constituie esența binecuvântărilor. Acesta este spiritul pe care urmașii lui Hristos îl vor avea și lucrarea pe care o vor face. Asta n-am scris eu, a scris un om inspirat de Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spuneam aseară de Bernard Baruch? Notați numele ăsta și căutați zicile lui că stare interesant. Vrei să fii fericit? Caută o nevoie și împlinește-o. Iar oamenii te vor urma. Te vor urma. Da. Psalmul 41, versetul 1 la 3. Ferice de cel care îngrijește de săracă și în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește, Domnul păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate bolile lui. Cum s-a făcut aproape cu Marion Hill. Da? Și hai să încheiem frumos, cum am început. Vă amintiți? În ziua aceea, Mântuitorul va zice celor de la dreapta și celor de la stângă. Va trebui să se raporteze și la unii și la alții. Cei care au căutat o nevoie și au împlinit-o vor auzi invitația Domnului Iisus Hristos la fericire. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, în ceea ce înseamnă fericirea veșnică. Dragii mei, vine dimineața, din punctul acesta de vedere. Calea fericirii există. Iar în această perspectivă, străjerul ceresc te cheamă ca să faci ceva în noaptea interminabilă a lumii. O noapte care nu se va termina decât la revenirea Domnului Hristos. Și Biblia ne învață ce? Și ne spun și studiile de toate felurile, același lucru. Dumnezeu să ne ajute. Dacă vrei să fii fericit, caut o nevoie. Și apoi implică-te. Mare, mică, caut o nevoie și ajută. Dumnezeu să ne ajute. Amin.